nu orice bărbos îmbrăcat oarecum în Moș Crăciun ar trebui să-ți și intre în casă. Iar dacă ai fost rău sau rea în acest an, aceștia sunt 10 Moș Crăciuni pe care ar trebui să-l eviți. Haideți să începem! Belsnickel ne salută din Germania. El este un bătrânel îmbrăcat foarte ponosit, întreaga lui îmbrăcăminte care ascunde identitatea este petecită. El de asemenea poartă blănuri tot ponosite și ține ascuns un cuțit pe care îl folosește pentru a amenința copiii răi. În săptămânile și zilele dinaintea Crăciunului, Belsnickel se plimbă din oraș în oraș, din sat în sat și bate din poartă în poartă pentru a avertiza copiii care au fost răi până atunci că este ultima lor șansă. Încă pot să mai fie copii buni și dacă nu fac acest lucru, dacă nu se schimbă, dacă nu se transformă în copii buni în următoarele săptămâni sau zile, se va întoarce după ei. Și când se va întoarce la ei, nu doar că nu vor primi cadouri de la el, ci vor primi și o bătaie bună. Ce drăguț! Elful vine din tradiția nordică. El se numește Alf și îl ajută de-a lungul anului și de sărbători pe Moș Crăciun să-și producă și distribuie cadourile. Elful are de asemenea o importanță mare în alegerea copiilor răi și buni, așa că în tradiția mai nouă, elful a devenit un fel de veghetor asupra copiilor și în zilele și săptămânile dinaintea Crăciunului, părinții pun acest elf în anumite locuri din casă pentru a-și supraveghea copiii. Iar dacă acești copii nu sunt cuminți, elful îi raportează lui Moș Crăciun, iar aceștia nu primesc cadouri. Iar copiii nu au voie să ascundă, să mute sau să atingă acest elf pentru că își pierde puterile magice. Pe de o parte, acesta este un lucru bun pentru că atunci nu va mai ști Moș Crăciun dacă ai fost rău sau bun. Pe de altă parte, dacă l-ai atins, înseamnă că ai fost rău, nu ai ascultat de părinții tăi. Ceea ce este cu adevărat ciudat la acest elf este modul în care arată. Seamănă cu Slenderman îmbrăcat de Crăciun. Numele acesta vine din germană, de la gheară, iar Krampus îl acompaniază pe Moș Crăciun de-a lungul sărbătorilor, făcându-i toată treaba murdară. El este anti-Moș Crăciun, dar întotdeauna cu el. Krampus este vechi, este bătrân, există în mitologie dinaintea erei creștine și este mult mai bătrân decât Moș Crăciun cel drăguț pe care îl știm noi acum. Iar tradiția spune că dacă ești rău, Krampus vine și îți aduce cărbune. În timp ce iarna cărbunele primit nu este chiar un cadou nepotrivit, pentru că iarna îl bagi în foc și îți faci focul, ce făcea Krampus în vechime era mult mai rău. Vine la copiii răi, îi bătea, îi tortura, după aceea îi răpea, îi ducea în bârlogul lui, unde îi bătea și tortura și mai mult. Din burlogul lui Krampus, nimeni nu scăpa vreodată. În Austria, Krampusul nu se mai sărbătorește pentru că este considerat prea violent. Dar în anumite părți din Germania, oamenii se îmbracă în Krampus și terorizează pe copiii despre care se crede că au fost răi, amenințându-i că dacă nu se cumințesc până de Crăciun, vor fi răpiți și chinuiți. Chiar mai mult de atât, există o sărbătoare separată numită Noaptea de Krampus și chiar și felicitări pentru a sărbători această zi. Sper că anul acesta Krampus să vă evite. Băieții Iule sunt copii de troli. Ei vin de pe 25 decembrie până pe 6 ianuarie și terorizează sătucuri, orașe, copii. Pe vremuri doar furau mâncare și făceau farse inofensive, dar în ziua de astăzi ei vin, bat și răpesc copiii care nu au primit haine de sărbători. Așa că fii fericit dacă de aceste sărbători ai primit haine, pentru că nu vei fi bătut și răpit de băieții Iule. Această adăugare nouă la mitologia băieților Iule sună a ceva făcut de unchiul tău care de fiecare dată când vine de sărbători la tine îți aduce doar șosete. După cum știți, produsul și distribuitul cadourilor de sărbători este o muncă foarte grea, care ocupă tot anul lui Moș Crăciun și elfilor săi. Primește ajutor și de la oameni răutăcioși care vor să facă farse de sărbători pentru a-i pedepsi pe cei mai puțin cuminți. Și tot mai este muncă de făcut și ajutor necesar. Aici începe munca lui Knecht Ruprecht, care se ocupă de băieții și fetele care n-au fost nici răi, nici cuminți. Au fost de mijloc. Și el vine să decidă, să delimiteze categoria în care se află acești copii de mijloc. Îl poți recunoaște ușor după îmbrăcămintea sa care pare ruptă dintr-o felicitare de sărbători, fiind păstorul cu baston care stă în marginea pozei ca și cum ar face photobombing. Iar modul în care își dă seama ce copil a fost bun și ce copil a fost rău este prin a întreba pe copil dacă poate să se roage și să o facă. Dacă se roagă copilul, primește turtă dulce, dacă nu știe să se roage, primește niște resturi de la cadouri și dacă refuză să se roage, este bătut cu un sac plin cu cenușă, pentru că asta se face evident de sărbători.
Prechtenul are rol dublu și este amenințare dublă. El și ea bântuie străzile de pe 25 decembrie până pe 6 ianuarie, în cele 12 zile de Crăciun. Pentru că 3 nu erau suficiente, ne trebuie 12. Spuneam că este împărțit în două. Una dintre părți este frumoasă. Este femeie și se numește Sean Prechten. Iar cealaltă parte, probabil că nu sunteți surprins să auziți, este bărbat, este numit urât, Shah Prechten. Sean Prechten face cadouri și este bine să te întâlnești cu ea, iar cealaltă parte, Shah Prechten, seamănă foarte mult cu Krampus, te va bate și pedepsi. Sean Prechten face cadouri, iar Shah Prechten pedepsește. Dar lucrul cel mai înfricoșător, pe lângă faptul că te poți întâlni cu o creatură care arată ca un diavol, Krampus, și este și bărbat și femeie în același timp, este faptul că Shah Prechten este foarte relativ. Chiar dacă ai dat de milă celor sărași sau ai fost bun, întotdeauna poate să-ți spună că nu ai dat destul sau nu ai fost destul de bun, așa că trebuie să fii pedepsit oricum. Așa că